Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobaie Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică pentru ziua de duminică 7 martie 2021 și vom extrage și astăzi 3 cărți din setul ceștii de ceai. Veți vedea dacă rezonați cu mesajele pe care le primim, cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți sau poate vă vor ajuta la luarea anumitor decizii, la clarificarea anumitor probleme pe care le aveți. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din ele, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Și haideți să vedem și piatra pentru ziua de duminică. Crede. Deci să crezi ceva sau veți vedea cum vi se aplică această energie a încrederii și a credinței pe parcursul zilei de mâine. Și acum cărțile le vom întoarce și apoi vom reveni la mesaj. Prima carte, o tânără necăsătorită, independentă, poate o mamă singură. Cea de-a doua, un gentleman. A mai fost combinația asta acum câteva zile sau o săptămână și ceva, în care a apărut o doamnă singură și un gentleman. Și cea de-a treia carte, momente tandre. Foarte frumos. Da, haideți să le luăm pe rând. Această tânără independentă, poate o femeie necăsătorită, o femeie de afaceri, ne arată această carte, această prezență. Este foarte încrezătoare în ea, în abilitățile ei, în puterea ei și financiară și fizică. În spatele ei vedem, sau lângă ea vedem, un îngeraș Cupidon cu săgeata lui Cupidon. Deci, cartea ți recomandă să nu îți pui singur anumite bariere și să lași iubirea să vină la tine, pentru că iubirea vrea. Iubirea este aproape de tine, dar ține doar de tine sau depinde doar de tine dacă îi dai voie, dacă îi deschizi ușa. Această femeie își dorește, se pare, un copil, dar doar pentru ea. Ea consideră că nu are nevoie de un bărbat pentru a crește și a educa acest copilaș. Deci ea crede în forțele ei și în puterea ei de a crește copilașul singură. Și în, bineînțeles, în puterea financiară, pentru că un copilaș presupune multă muncă, mulți bani, trebuie să-i asigurăm tot ceea ce are nevoie pentru creștere, educare, multă responsabilitate, da? Și ea crede și este convinsă că reușește de una singură să facă față creșterii și educării unui copil. Dacă nu își dorește un copil, atunci ar putea să se gândească să își deschidă o afacere, dacă încă nu o are. Dacă nu ești într-o relație, s-ar putea, cum am spus la început, să blochezi iubirea să vină la tine și să se formeze acea barieră, sau tu să o ții bariera pusă, pentru că, după cum vedem, cea de-a doua carte este un gentleman interesat de tine și pregătit să intre în viața ta, dar știm că majoritatea sau foarte mulți dintre domni sunt intimidați și sunt speriați de femeile puternice, de femeile independente, mai ales dacă sunt puternice și financiar, și atunci se
sperie sau le este jenă sau frică de o respingere din partea ta. Deci el nu va face primul pas din cauza acestui motiv, nu că nu te-ar dori, iar tu nu vei face primul pas pentru că, desigur, tu aștepți să fii cucerită, tu aștepți să ți se facă propunerea poate de a ieși undeva la o cină romantică sau aștepți să, poate să ți se aducă o floare sau, dar cum spuneam, aici se produce acea barieră sau acel dezechilibru când el așteaptă și tu aștepți. Și atunci ușa nu se poate deschide, blochezi ușa iubirii. În cazul în care ești într-o relație, puneți întrebarea înainte de a face orice alt pas în legătură cu un copilaș, cât de mult te bazezi tu pe o altă persoană să te sprijine, să te ajute și financiar și fizic și din toate punctele de vedere. Ești destul de puternică independent? Aștepți un copilaș? Vrei un copilaș? Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul dacă te gândești la ele. Și poți să iei în considerare, după ce ți-ai primit răspunsurile, ce dorești să faci și dacă ești într-adevăr pregătită de una singură să faci față acestei mari responsabilități a unui copil, chiar și a unui business. Câteodată credem că putem, dar cu ajutor ne-ar fi mult mai ușor, da? Apoi, cea de-a doua carte, haideți să vedem ce ne spune acest gentleman, care este într-adevăr un gentleman. Te va trata ca pe o prințesă dacă îi permiți să intre în viața ta. Este un om respectabil, om de cuvânt, respectă relația în care se află, respectă pe cei din jurul său. Dacă el a făcut o promisiune, se ține de ea, deci este un om de cuvânt și este integru și caracterul omului pentru el este foarte important. Apariția acestei cărți ne spune că fie îl ai pe acest bărbat în viața ta și atunci ești norocoasă, fie va veni. Și ceasul din spatele acestui domn ne spune că dacă încă nu este în viața ta, este doar o chestiune de timp până când va apărea în viața ta. Poate că este deja, dar nu-ți dai seama și nu-l privești ca pe un potențial partener, ci mai degrabă ca pe un prieten sau un coleg de servici, dar el există și va apărea în curând și îți vei da seama în curând de el. El este un om matur, știe ce vrea de la viață, iar în legătură cu acel blocaj, dacă simți că este prin apropierea ta, prin apropierea anturajului în care te învârți acest domn, nu mai fi așa rigidă și deblochează acea barieră și fi pregătită pentru că iubirea este la un pas să intre în viața ta. Și cea de-a treia carte este momente tandre, deci vor fi anumite momente tandre posibile, precum îi vedem pe acești doi tineri. El îi sărută mâna foarte gentil și tandru și cu respect tinerei fete. Se formează aici o legătură, o conexie de apropiere între ei. Când apar aceste momente, cartea îți recomandă să te deschizi, să-ți împărtășești anumite sentimente sau anumite griji pe care le ai sau speranțe pe care ți le faci sau anumite planuri în cazul în care ești cu acest tânăr. Și asta este valabil pentru cei care sunt într-o relație foarte proaspătă, pentru că tot cartea spune că acea conexie se adâncește în momentul în care
spui ceva ce încă nu a fost spus. Deci, doar atunci când ești la început, există ceva care nu a fost spus în majoritatea cazurilor. Și atunci, când vei spune ceea ce n-a fost spus, atunci se va crea acea energie între voi de tandrețe, de blândețe, de afecțiune, de romantism. Și cartea mai spune că iubirea este ca o legătură de energie care are nevoie de spațiu pentru a înflori. Deci, dați spațiu acestei energii, acestei iubiri să înflorească și s-ar putea să fie vorba despre acești doi tineri, în cazul în care vă hotărâți totuși să lăsați puțin acea barieră mai jos și să lăsați iubirea și frumusețea să intre în viața voastră. Să nu vă încăpățânați și mai ales pentru că acest domn vă dorește și vă apreciază și respectă femeia de lângă el. Deci poți să, dacă sunteți la început, mai continuă această carte, cea de-a treia, dacă sunteți la început de relație, să fii gentle, să fii atent și foarte sensibil sau senzitiv cu persoana dragă, dar și cu energia, această energie de tandrețe și de afecțiune. Pentru că dacă grăbești, s-ar putea să ruinezi. Lasă moale, lasă să curgă încet, fă ca niște pași de bebelaș, totul să se întâmple la momentul potrivit și dacă ești doamnă și dacă ești domn și urmărești acest video și simți că ți se potrivește situația, nu grăbi și nu forța absolut nimic. Dragii mei, vedeți cu care din aceste mesaje rezonați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți fantastici. Vă doresc o zi de duminică binecuvântată, cu multe succese și împliniri în tot ceea ce vă propuneți. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult. Și până data viitoare, dragii mei, numai bine!